Ați dat enter la Spacebar, unde săptămânal servim shoturi de jocuri la rece pentru toți butonatorii în sevraj. Cazul să mă dau mare cu un sponsor nou. Adică, na, ceva tot fac bine de încă îmi finanțează lumea alcoolismul cronic și dependența de Polyadens. Dar chiar excited de sponsorul ăsta. Că o platformă ce te plătește pe tine să-i butonezi jocurile se potrivește cu Spacebar precum Micu și Berea sau George Martin și From Software. Da, exact asta e Wham. O aplicație ce spune tot felul de joace la dispoziție pe care trebuie numai să le încerci. 100% moca, BTV. Și dacă ești într-adevăr zeu al șoarecului, poți câștiga cripto la greu plus all kind of goodies pe măsură ce devii tot mai bun. Old school arcade high scores meet actual money. Deci, în loc să te lauzi numai cu first place în lista de fraguri, Wham te chiar plătește pentru cât ești de bun. A dream come true pentru orice butonator cu neuronii pe on. Dar chiar dacă pare prea bridge ca să fie vero, Wham vine cu un palmares mega solid după un loc finalist la Mobile Game Awards, parteneriate cu Untold, Elrond și Ucluj, aia dacă nu te-o convins numărul VT fake de 4,8 milioane de player ce tocmai câștigă cash la greu, în timp ce tu privești cum un spirter semi-obez cochetează cu ciroza și diabetul zaharat. Deci închei cu un bine meritat mulțam echipei Wham pentru generozitatea ce menține dozatorul în stare funcțională. Continuăm să facem skinny dipping în tsunamiul de trailere titanice de la Summer Game Fest 2022 cu Call of Duty Modern Warfare 2. Un sequel la reboot-ul din 2019 la jocul din 2007 la the fuck it. E prea îmbârligată treaba pentru unicul meu neuron neflambat. Dar cum tot butonatorul împreună cu Măsa și poștașul din Măsa o azmuțit măcar odată șoarecul pe seria Call of Duty, am zis că trebuie să văd și eu cu ce supradoză de testosteron nedistilat vine ultima ediție. All station ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comms. We board, clear, disarm that missile. Be ready for anything. This could be a trap. Nu, căcat, capitane, evident, dar ce ți-o pasat visa? Faptul că ești în mijlocul unui fucking taifun pe cale să intri în Death Star-ul cu Tulhu? Trap, you say! Și eu care credeam că a ieșit cu tovarășii la păcănea, dar ți-o dat Crash Waze în mamaia. Ok, poate spre pe Mona pentru sarcasm. Sau nu destul de... Bă, ce să zic? Can't really blame me că-s mai cinic ca CTP la Parastasul Lucioran. Doar joacele Call of Duty au încetat să inoveze de pe vremea în care X și Zero avea cea mai next-gen grafică. Obișnuindu-ne cu aceleași mecanici reciclate over and over again, același single player superliniar, aceleași moduri multi, cu singurele schimbări pe parte de setting. Că se pățește în World War II din Warzone sau în SF-ul cyberpunkish din Infinite Warfare, fiecare Call of Duty pare the same old scripted shooting de la Black Ops 2 încoace. Deci da, la cât de hyped am fost de Modern Warfare 2, nici n-am știut de existența lui până am avut câteva secunde. Dar poate din cauza că am avut așteptări atât de jos că rașchetez parchet de Moria cu ele, gameplay trailerul reușește să mă surprindă în unele locuri. Mă rog, unele locuri însemnând 3 frame-uri jumate. But hey, tot e mai mult ca ultimele Call of Duty-uri pe care am pus pupila în ultimul deceniu. Ce face Activision? Ne arăți cum a preluat Microsoft controlul? Și oricât caș aș da să văd Master Chief trimis de Bill Gates să-l caute pe Kotick la rinichi, normal că n-am chiar atâta bulan, ci prind the same old military tactical mission cu care ne-a obișnuit toate joacele COD din zorii pixelului. You know, quest-uri ce fac asasinarea lui Bin Laden să pare un match de fripte la școala de nevăzători paraplegici. Același single player super scriptat cu zero exploration în care ești ținut constant de mână și alegerile se rezumă numai la ce BFG să folosești ca să transformi counter în prostrute funghi. Dar în schimb, ce chiar me gusta mai mult ca în, I don't know, toate joacele COD de când s-au inventat șoarecu fără bilă, îi ritmul mult mai slow-paced și stilul ceva mai down-to-earth ca pac-pacurile super cinematice, exploziile pe bandă rulantă sau epicness-ul non-stop a la Michael Bay ginit până la supradoză în codurile precedente. Modern Warfare 2 merge pe un feel mult mai realist de Zero Dark Thirty meets Hurt Locker, renunțând la boom-boom-uri exagerate ca să o dea pe fofilări mai tacticoase, atmosferă gritty, arme ce nu mai par scoase din primul Altex deschis de Skynet, chestii ce chiar dacă nu par nu știu cât de revoluționare. În comparație cu FPS-uri futuriste, într-adevăr OG ca Stalker 2, puse în contextul xeroxărilor de COD, surprind la modul plăcut micile detalii ce fac ultimul Modern Warfare mult mai tensionat și lifelike ca titlurile precedente. Fiind
Sfinte, căcat iubitor de toate mamele multiversului. Așa sună shotgun-ul, ăla de parcă l-o prins pe Megatron pântecăraia în peștera urșilor. Oricât de fumat ar fi shooting-ul standard pe cod, gata admit că seria asta continuă să vină cu fidelitatea armelor ce propulsează atât pupila cât și timpanul pe culmile extazului. Sunetul e atât de profund și impactful când trimite woofer-ul la ortopedie cu mișcările ce urmăresc perfect poziția protagonistului ca să dea și mai mult impact fiecarei alice în cerebel. Again, detalii ce nu-s neapărat groundbreaking în comparație cu alte shootere recente. Dar pe lângă exploziile repetitive și pac-pacurile exagerate din ultimele coduri, chiar pare a breath of fresh air direcția mai realistă și slow burning în care merge ultimul Modern Warfare. But hey, cum toți fanii știu că single player într-un Call of Duty e la fel de util ca sfârcurile prin aspirator electric, adică toți fanii știu că în Call of Duty single player-ul e mai mult tutorial pentru mărcelul cu butonatorii în carne și pixeli. AKA multiplayer-ul e miezul din mămăligă, cireașa de pe savarină și pruna din pălincă. Și la cât de mișto arată și sună armele, think I'm gonna have a bit of fun sugând tone de plumb în multi, înainte să-mi amintesc că-s prea noob pentru shootere multi. Eu știu, cine-s eu să-mi dau cu părerea când îs la fel de bun la shootere multi ca Mia Khalifa la castitate. Dar chiar și un noob sinistru ca mine trebuie să aprecieze detaliile lifelike, ce merg mai mult pe bodycam footage decât pe blockbuster Michael Bay, promițând să ducă seria COD într-o direcție mult mai realistă ca părțile precedente. Deci chiar dacă cel mai probabil n-o să pun șoarecul pe el, decât în cea mai cruntă criză de masochism și pană de plumb, fanii francizei au destule motive să burgheze bancomatea 11.000 oară când apare Modern Warfare 2 în octombrie 2022. Chiar dacă Summer Game Fest mi-a bombardat orbita cu atâtea AAA-uri că nu știu din ce direcții să mai fistuiesc pușculița, nu mă pot întoarce la pustit dozatoare fără să pun și ceva titluri mai indie în spotlight. Nu de alta, dar vreau totuși să gat anul cu măcar un rinic la locul lui. Plus că multe joace low budget, ginite so far, s-au dovedit mai demne de portofelul meu ca majoritatea blockbusterilor de studiouri legendare. Deci hai să vedem ce vor movie game cu a lor Prison King. Un jilava sim în care trebuie să faci level up la skill-ul de scăpat săpunul ca să ajungi cel mai OP nuțu cămătaru de Azkaban. Ok, poate nu ascunzi developerii chiar atâta cânep în sfinter, că joculețul lor vrea să reproducă cât mai veridic viața de recidivist cu acte în regulă. Știu, aș putea să mă întreb când s-a pus Bethesda de făcut ecranizare la dresor de lei și de fraieri. Să fac 11.000 de poante despre halucinogene ascunse în orificii nedescoperite nici de RuPaul. Să zic cât l-a întinerit pe Dragnea regimul de Carpați cu gust de Swamp Ass. Dar n-o să mă cobor chiar atât de jos. Chiar dacă deja m-am coborât până în fosa lui Aquaman. Adică hai, no? Un joc cu bulău despre bulău. Take that for a tagline. Orice ai zice despre VTF-ismul premizei, trebuie să recunoști că nu a fost prea des folosit în alte joace. Poate din cauza că majoritatea îți prezintă locuri pe care vrei să le explorezi, nu încerci să le eviți. Situații otherworldly, nu o rutină gherlistă, în care singurul punct culminant e dacă găsești sau nu ploșnițe în papară. Probabil Prison King o să vină cu tot felul de conflicte mafioate. Twists and turns de Game of Thrones prin Pelendava. Sute de șurubelnițe înfipte în esofag ca să ajungi cel mai boss de boss al carcerei. Dar dincolo de narațiune, eu văd numai o locație hiperbanală cu aceleași marouri verzui repetate la infinit, personaje xeroxate la greu cu expresii de parcă eu constipat ultima contrabandă cu trufe vrăjite și nu ajută grafica cartuniș ce se potrivește precum cianura în ciorbă cu gritină supremizei. Da, poate mi-ar da suspansul knockout dacă spânul lui Willy Wonka n-ar avea o expresie de parcă l-o creionat Stan Lee cu galben în zăpadă. Yep, asta mă face să strâng din nuci mai crunt ca banaliciunea premizei. Dacă tot plasezi un joc în cel mai pesimist loc conceput de om ce nu începe cu M și se termine în Ordor, dacă tot promiți poveste matură ce face Oz să pară laboratorul lui Dexter, atunci n-o blestema cu poligoane de Looney Tunes miți experimentul pitești. Că din toate joacele la care se potrivește stilul caricatural, unul plasat într-o fucking pușcărie e atât de jos pe listă că-mi trebuie casca lui Timu ca să-l găsesc. Adică înțeleg că movie game nu-și permit nu știu ce fotorealism de From Software. Deci n-o să critic texturile blurate, mișcările sacadate și alte hibe tehnice ușor de omis la un studio cu buget pe minus. Dar puteau să facă luminile mai puțin pușcate ca să nu mă întreb când a bombardat Putin aiudul, personajele mai puțin cartuniși ca să nu pară scoase dintr-o carceră de Narnia și culorile, holy shit, nici să fac scufundări într-o budă publică de patarât, n-aș vedea filtrul mai infect de maro, verzuio,
galben, o whatever the fuck o fi cromatica de scutec folosit la tu Necromorphs One Cup. Nu vreau să știu a câți hemoroizi candește stash-ul ăla, că n-au toate uzinele Duracell destul acid ca să clătească mâna aia după ce o atins tapetul cu răpirea din seraiul lui Pepe Sconsu. Da, na, joc despre pușcărie, nu-i de parcă ești Mr. Proper la Masterchef. Normal că you're gonna face some serious shit and smell like serious shit înainte să ajungi la generic. Așa premiză banală și pesimistă, oricum n-ar atenta la virginitatea pușculiței. Dar și dacă aș fi fan GTA, Kingpin sau alte joace din ăstea ce merg pe The Thug Life, tot mi-ar băga portofelul în impotență, grafica simplistă, culorile infecte și stilul overall mult prea caricatural ca să se pupe cu genul ăsta de poveste, locații și personaje. În schimb, un gen de joace la care chiar pușcă poligoanele de Cartoon Network îi, you guessed it, the good old cosmic old god Lovecraftian horror. Ok, poate n-or fi chiar atât de sus pe listă, dar după o geană peste The Last Case of Benedict Fox, chiar-s curios să văd un Yog-Sothoth mai cute ca un caltaboș plin de Pikachu marinați. Hello? Anyone here? Dar când s-a reprofilat Del Toro pe tentacle porn, că so far am ginit toate șabloanele fumate până la chiștoc de joacele Lovecraftiste. Avem un noob anonim chemat de strămoș să-și deznoade arborele genealogic, cu toate ororile aferente, plus un drum dus la neuro ca bonus, conacuri gotice, amenințări existențiale și, of course, mai multe tentacule ca în cel mai umed vis al lui Dr. Octopus. În schimb, cel diferențiază e gameplay-ul într-adevăr OG la genul ăsta de producții. We're close. Don't let your fright hold you back now. Renunță la perspectiva first person, specifică joacelor Lovecraftiste ca Forgive Me, Father, Call of Cthulhu din 2005, Call of Cthulhu din 2018, știu, nu prea dă pe din afară imaginația discipolilor lui HP. Ideea e că Last Case of Benedict Fox merge pe un jump and run lighthearted ce contrastează chiar mișto cu terorile specifice mitosului ăsta. As you roam and explore the mansion in search for clues, you will not be alone. Benedict is merged with a demon companion from another dimension. The demon has its own agenda and the relationship is somehow complex. Ce, unul cu steaua, altul cu rapid? Cât de complexă poate fi relația cu un fucking demon? Dacă nu mă face să borăsc piure de mazăre în borneu de preasfințit, nu prea văd ce treabă poate avea cu mine. Well, destul de multe treburi din câte se pare. Ba ne ghidează prin environment-uri, într-adevăr, fucking fabulous, ba ne ajută să comunicăm cu morții, ba să accesăm dimensiuni paralele, basically e ceva Swiss Army Knife al demonilor. Dar înainte să-mi arate niveluri ceva mai otherworldly, trebuie să laud setting-ul de început. Conacul ăla e pur și simplu beton armat cu, nu știu, mai mult beton. Decorurile baroc, umbrele deep, dark and ominous, luminile difuze ce se strecoară prin arcade gotice, ca să creeze tot felul de forme abstracte, reflexiile detaliate ce dau și mai multă profunzime texturilor, de mult nu mi-am mai delectat vreun side-scroller dioptrile cu așa locații generatoare de bale. You're saying there's no one here? Huh? Chiar dacă contururile exagerate arată constant mumul fotorealismului, la cât de bibilit e fiecare pixel, environment-ul pare mai lifelike ca o tonă de open world-uri AAA Ubisoftiste. În special când trecem la niveluri mai suprarealiste, ce le permit developerilor să-și bage în overdrive skill-ul artistic. It's a place where on every step and turn lurks something sinister and dangerous. It's a place where you keep caution. Da, da, joc Lovecraftian. Normal că nu poți nici să desfunzi Buddha fără să te cauți un tentacul la prostată. Deci inamicii is what you would expect în genul ăsta de producții. Cefalopode cu rabie, Slendermanii transexuali, Smeagolii posedați de Pazuzu, tot panteonul aici, deci dacă ar fi numai combat-ul, poate n-aș umple chiar atâtea găleți de bale. Da, decorurile pur și simplu mi-au înfipt furtunul de pompieri în orbită și-o dat la maxim jetul de dopamină. Fantastice background-urile blurate, ce stimulează și mai crunt imaginația prin forme abstracte scăldate în lumini infernale, texturile organice, mișcările freaky ale mobilor, totul vine cu atenție la detaliu, surprinzătoare, dar mereu binevenite în orice joc indie. Toate astea numai în level 1. Deci și mai miezos să văd că restul nivelurilor reușesc să stand out, fiind complet diferite prin lighting effects, filtre cromatice și atmosferă overall. De la black and white-ul beznos de Limbo, la platforming-ul multicolor de Train, Last Case of Benedict Fox face precum cel mai memorabile jump and run-uri, conturând environment-uri atât de magnifice că e imposibil să nu le explorezi fiecare pixel. We hope you enjoyed our quick tour of the and of the Demon Realm. The Last Case of Benedict Fox is coming next year to Xbox and PC. Thanks for watching and be careful of what secrets might be revealed.
Adică pinul de la Mastercard-ul lui Jeff Bezos. Că titlul lui Rogue Games merită tot cașul din Calea Lactee plus vreo 2-3 Ron și din Andromeda. Grafica-i charming AF, jump and run-ul știe când să oscileze cu un combat surprinzător de multilayered, plus elementele de inventory management and item choices promit o progresie mult mai variată ca în tipicul platformer. Și cum nu de mult m-am ales cu un joystick de PS5 ce de-abia așteaptă să ajungă la terapie intensivă, am găsit titlul perfect cu care să-l bag în gips când apare The Last Case of Benedict Fox în martie 2023. Și încheiem secerișul în lanul de joace indie cu o geană peste Nioh Bota 99 Fails. De fapt, mai bine nu dau spoilere, ca să nu fiu singurul ce și-o perfuzat lichide răcire în retine după 5 secunde de trailer. Sfinte că... De fapt, nu. Ar trebui să învăț cum se zice sfinte căcat în toate limbile mapamondului, cum se scrie sfinte căcat în braille, cum se cioplește în calcar și cum se traduce în klingoniană, just to make sure. What in the absolute fuck se pățește acolo? Adică ăsta e joc sau iar m-a trollat producția cu niște litri de fentanil în dozator? Serios, man, ce experiment abstract e ăsta? Ce studio testează limitele cirozei și profunzimile comei alcoolice? Se vrea precision platformer, că nici nu știu de unde să-l iau. De la stânga la dreapta, isometric, third person, nici de-l privesc în unghi paralelogram, nu pricep cum se butonează, sau de unde vine tătă faza cu precision? Că până acum, singura chestie ce ține de precision îi direcția în care se proiectezi jetul de șaormă nedigerată. Gata, am îndurat destule supradoze de salvie la viața mea. Da niște broaște tabaciste ce joacă Chardash în hongu altei broaște tabaciste pe fundal de drapel LGBTWTF, îi tu maci chiar și pentru cerebelul meu murat în destul etanol cât să tranquilizez tot Jurassic Park-ul. Don't get me wrong, aș vrea să critic Nioh Bota ca joc și nu ca revenge pornul lui Charlie Sheen. Dar dincolo de faptul că se vrea cea mai fucked up producție gameristă din istoria pixelului, quest completat de la primul cadru cu Shelob ceasidată, nu-mi prea dă de înțeles ce fel de producție gameristă încearcă să fie. Camera-i all over the place, nu pricep dacă stilul e funny sau horror ce-ar zburi floși de Freddy Krueger, singura chestie ce pare platformer îs numai 2-3 cadre în care ceara de urechea lui Voldemort sare pe niște dildăuri mei din Valhalla și cam atât. Dincolo de asta, bolunzenii atât de astronomice că n-are multiversul destule psihedelice ca să fac poante cu ele. Chestii ce chiar dacă fac din Nioh Bota experiment gamerist ca să... nu știu, poate când ies developerii de la spălături stomacale ne zic și nouă scopul experimentului. Dar cum eu când mă joc vreau să mă chiar, you know, joc și nu să-mi fac lobotomie cu cioburi de monitor, o să zic pas la 99 Fails cât încă mă țin cusăturile la cămașa de forță. Și aici ar trebui să fac un segue interesant, o fanii pastilos, la următoarea rubrică. Dar cum toți neuronii mi-au evadat pe sinus în jos după ultimul trailer, zic numai Gamer News. Sony continuă să învețe posesorii de PC ce gust are parbrizul și bara de striptease, continuând să scoată francize legendare de sub exclusivitatea PlayStation. După God of War, Days Gone sau Horizon Zero Dawn, acum se pare că Uncharted Legacy of Thieves se alege cu următoarea portare pentru PC. Cam țapă pentru mine, jocul ăsta fiind unul din motivele principale de lean sloganuri pentru PS5. Mă rog, ăsta și Ghost of Tsushima, Forspoken, Ragnarok, Forbidden West, da, na, îi și Legacy of Thieves pe undeva pe acolo. Ca dovadă, încă butonez căcatul viu din el, primul contact pe care l-am cu seria Uncharted și, într-adevăr, unlike anything I've genit before în genul third-person action-adventure. All in all, good news pentru oricine are nevoie de cric și cheie franceză ca să manevreze un joystick, dar știe farma frag-uri din Shorek cu ambele mâini legate la talpă. Și chiar dacă încă n-avem anunț 100% oficial din partea lui Sony, bârfele behind the scenes prefigurează o lansare mai duță decât ne-am aștepta pe undeva pe la finalul lui 2022. Încă o dovadă că înainte să se gate deceniu o să fim sub jugul blenderelor bipede vine din partea lui Amazon. Ce-o blagostovit AI-ul lui Alexa cu un tweak ce nu servește lui nimeni, decât poate lui Bill Cosby când rămâne în pană de somnifere pentru minori. La Annual Mars Conference, minionii lui Bezos au prezentat-o Alexa ce știe imita orice voce umană după numai câteva secunde de procesare. Și ca să demonstreze că asta nu-i deloc freaky as fuck, o reprodus vocea bunicii decedate a unui pubertar din public. Că na, cum să nu dai cu tămâie pe toate electrocasnicile din casă când auzi vocea etera unui veșnic pomenit din boxa de la microunde? Fuck it, de ce s-a oprit aici cu experimentul? De ce n-o strecurat-o pe Alexa sub patul copilului și s-o pornească numai la miezul nopții? Adică dacă tot vor să facă prima mișcare în războiul anti-aragaze sentiente, măcar să meargă până la capăt.
Pentru că vară, când și cartofii de canapea ca mine au nevoie de o vacanță, vă anunț că, nu, nu-mi iau concediu, dar am găsit cea mai bună soluție ca să păstrez oriunde m-aș duce obiceiurile de cartofi de canapea ce nu iese din casă nici la cutremur. Îi vorba de laptopul overlordzilor tehnologici de la Acer, care au decis să susțină Spacebar, ori din cauza că am cel mai bun vintage de Mona în dosator, ori din cauza că se face la Digital Crusade din Oradea, cel mai epicus maximus festival de e-sports din România. Laptopul pe care l-am butonat e din familia Predator Triton, mai precis modelul Predator Triton 500SE. Nu credeam să mă laud vreodată că am butonat un Panzer pe propulsie nucleară, but there's a first time for everything. Primul lucru ce țare în ochi e obviously designul slim și nivelul ridicat de portabilitate. Adică genius numai cum arată. N-am văzut atâtea culori nici când am prizat detergentul lui Willy Wonka. Aș putea să laud exteriorul laptopului până îmi transform corzile vocale în șmirghel. Dar așa cum ne spuneau mamele înainte de balul bobocilor, frumusețea vine din interior. Că na, acolo am toți litria de vișinată pus la fermentat. Tritonul nostru vine cu procesoare Intel Core până la 12-a generație și bine face. Poți să te sui în Wiz și să cobori pe orice scenă de e-sports că laptopul ăsta would not look out of place. Puterea de procesare acolo și se asigură că nu pierzi o secundă de gameplay pe motiv de frizuri. Când vine vorba de giga, stăm bine și la RAM, dar și la procesare. Acer Triton 500 SE vine cu până la 32 de giga la 4800 mega transfers per second, adică de vreun biliard de ori mai mulți giga decât orice poate pupa PC-ul meu și mai multe transferuri pe secundă decât în cel mai umed vis de crypto bro. La storage, modelul vine cu până la 4 tera spațiu de stocare, memorie SSD de a 4-a generație, deci ai loc pentru jocuri, filme și toate hentai-urile cu Wookiees în călduri din multivers. Ca să nu mai zic că pe parte video avem plăci grafice Nvidia până la RTX 3080 Titan. Suficient ca să butonezi orice titlu îți trece prin cerebel. Fie că vrei să bagi Red Dead Redemption 2 și să stai cu pupila pe monitor 24 din 24 de secole, fie că vrei să joci un Minecraft proiectat pe Casa Poporului, Triton 500 SE got you covered. Și că tot am pomenit de monitor, holy șaise cât de bine se văd joacele. Giniți numai cum pușcă Elden Ring la rezoluție de 2560x1600 cu 240Hz. Că n-am văzut atâta fluiditate nici când m-au ținut o săptămână la spălături stomacale. Ar mai trebui zis și că laptopul are câteva quality of life tweaks care n-o să dezamăgească gamerii ce mai vor să schimbe peisajul. Tehnologia Intel Killer Wi-Fi 6 se asigură că poți downloada super fast orice vrei, indiferent că ești acasă, în buda publică de la McDonald's sau la, oh, I don't know, un eveniment de e-sports maybe. Also, tehnologia Thunderbolt 4 îți asigură viteze de transfer de până la 32 giga pe secundă. Sau dacă ești fotograf profesionist și vrei să pui un filtru arty la poza în care a dormit vărul cu capul în budă, poți folosi direct slotul SD de care dispune laptopul. Overall, Triton 500 SE are tot ce-i trebuie unui gamer constant pe drumuri, dar l-aș recomanda oricând, oricărui mini tehnicus axat pe productivitate. Laptopul are un design ce-i just as home și la un LAN party, dar și la un business meeting cu Elon Musk. Deci, dacă sunteți pasionați de performanță and you want to look good while doing it, Triton 500 SE e alegerea perfectă. Și cu asta am dat quit la Spacebar episode 50, până la următorul vă zic GG, well played și spor la format fraguri.